Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă a Universității Craiova, conferința de presă pe meritoare partidei pe care echipa noastră va disputa la media și în compania formației Gaz Metan. Rătul de mine, antrenorul principal, domnul Victor Pițurcă, împreună cu Valentin Mihailă. Am să le dau cuvântul pentru a vă spune câteva vorbe despre acest joc, apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. Vă rog, domnule Pițurcă. Da. Bun. N-am apucat să ne plângem rănile după meciul trecut, fiindcă e destul de dificil să joci în fața 30.000 de oameni și să pierzi și de maniera care am pierdut în sfârșit. De asta am îmbrățișat această meserie și de asta suntem profesioniști, ca să știm ce înseamnă atât înfrângerile cât și victoriile. Ne așteaptă un al doilea meci iar cu un adversar foarte bun din campionatul nostru. Noi ne-am pregătit, mai avem două sau trei antrenamente la dispoziție, să vedem, pentru a pregăti și mai bine acest joc. Eu sunt optimist, fiindcă băieții și-au revenit repede, s-au pregătit bine și ne vom duce la Mediaș să jucăm și să câștigăm. Pentru asta mergem la Mediaș. Sigur că meciul e dificil, e deschis oricărui rezultat, fiindcă eu deocamdată n-am încredere 100% în echipă, fiindcă am avut foarte puțin timp la dispoziție și nu este ușor ca ei să treacă dintr-o extremă în alta și să joace la nivelul pe care îl vreau eu. Însă, încă o dată, eu am mare încredere în ei, fiindcă sunt băieți disciplinați, băieți care încearcă să învețe repede ceea ce vreau eu de la ei și chiar putem realiza un meci foarte bun la Mediaș. Bun, vis-a-vis de meciul trecut, am revăzut și o fazele. Sigur că am fost întrebat după meci de acea fază în care trebuia să primim penalti, n-am văzut foarte bine. Ați văzut toată lumea că a fost un penalti clar, însă nu o să plângem acum sau să facem o tragedie, fiindcă mai există și greșeli, dar sper să nu se repete. Și conducătorul partidei, eu cred că a văzut și el faza și a dat seama că a greșit și e o greșeală destul de mare. Și ar trebui puțin să se gândească, să analizeze, fiindcă atunci când arbitrezi în fața 30.000 de oameni și faci o asemenea greșeală, totuși ea va rămâne. Fiindcă alte faulturi care s-au derulat la mijlocul clasa terenului le-a dat. Însă acel faul clar nu l-a dat. De ce? Nu știu. Poate ceea ce s-a întâmplat înainte de meci, acea presiune care s-a pus pe el, dar el un arbitru foarte bun și cred că trebuia să dicteze atunci penaltii fără. De asemenea, vreau să mă refer și la teren, care acum când ești implicat direct, îmi dau seama ce minus mare e pentru echipă. Nu mai vorbesc de golul care l-am primit, fiindcă și noi puteam marca un gol de aceeași manieră, dar numai că am primit noi gol de maniera asta, mingea a sărit dintr-o groapă făcută acolo, dintr-un morman de pământ. E bine, nu se poate așa ceva. Adică trebuie să dea de gândit organelor care conduc, primăriei, fiindcă foarte repede trebuie să ia măsuri. Dacă nu, încă și băieții la unison cu mine, vom merge să jucăm în altă parte. Asta e. Avem un stadion extraordinar, dar nu avem ce ne trebuie nouă. Jucătorilor, de fapt jucătorilor, că ei joacă, este un minus mare pentru noi acest teren și trebuie să se ia măsuri cât mai repede. Da, Fortes, ca să nu mai impuneți întrebarea asta, a avut ofertă de la o echipă din Israel. El a vrut să rămână, adică am avut două, trei discuții cu el. A fost opțiunea lui să plece, deci mi era obligat. Asta e situația. E acolo,
Să vedem dacă va semna în cursul zilei de astăzi. Asta îi mulțumim pentru perioada scurtă de aici, de la Craiova. A încercat să facă și el tot posibilul. Asta a fost situația. Valida. În primul rând, bună ziua. Ne va aștepta un meci foarte greu la media și au un moral destul de bun, chiar dacă au pierdut etapa trecută. Dacă nu mă înșel, au o singură înfrângere în acest campionat și noi trebuie să mergem acolo cu gândul la victorie, să luăm cele 3 puncte și să aplicăm în teren ceea ce ne cere Mister. Întrebă, vă rog. Pițurcă, poate să facă Universitatea la Mediaș ce a făcut Viitorul cu Gazul? Adică să fie aceeași regie a jocului. Mai puțin probabil. Sigur, poate să facă Universitatea, dar nu de maniera care, dacă s-ar întâmpla așa, ar fi foarte bine, nu? Ați văzut și voi jocul, sigur că rezultatul nu este unul corect, fiindcă și Mediașul a avut destul de multe ocazii să marcheze, însă ăsta e fotbalul. Asta ne interesează mai puțin pe noi. Noi mergem să jucăm și să câștigăm jocul. Sper să se întâmple acest lucru. Gică Craiova îmi spune că nu s-a pierdut nimic după înfrângerea cu FCSB-ul și că Universitatea Craiova rămâne favorită la titlu. De pierdut am pierdut, că am pierdut, ai un punct sau trei, nu? De pierdut am pierdut, dar sigur că contează, mai ales din punct de vedere psihic, pentru noi, imaginați-vă dacă am fi câștigat, eram alundeva, dar nu e niciun capăt de țară. Sunt meciuri multe de jucat. Avem destul de multe bătălii în care putem să arătăm ce putem și să creștem de la un meci la altul. Încă sunt sigur că va veni momentul când va fi foarte greu ca Universitatea Craiova să mai piardă joc. Asta se va întâmpla sigur. Asigur suporterii de lucrul ăsta. Însă, acum, perioada asta, și pentru băieți de acomodare, ritmul de pregătire e altul, ceea ce le cer eu este cu totul altceva, așa că ne mai trebuie puțin, mai avem nevoie de puțin timp la dispoziție și eu sunt convins că după pauza din octombrie se va regla absolut totul. Primarul Genoiu spunea că Primăria Municipiului Craiova nu își permite un efort financiar pentru un gazon mixt și că dorește o discuție cu dumneavoastră. Inițiați dumneavoastră această discuție zilele viitoare? Da, nu știu, am primit telefonul dânsului, urma să mă sune, am înțeles că a fost plecat, nu s-a întâmplat acest lucru, însă din câte am înțeles că nu se poate pune un asemenea gazon, că e scump, dar că se va pune un gazon care s-a pus pe Național Arena, nu? Și din câte am înțeles, acest gazon a costat în jur de 250.000 de euro. Păi gazonul care vreți să-l punem noi, care îmi doresc eu să-l pun, nu costă mai mult de atât. Deci, nu văd unde sunt costurile. Fiindcă vorbeam cu băieții care se ocupă de chestia asta și le spuneam, fiți atenți, indiferent că primăria comandă gazonul, să vedem și noi ce gazon, ce calitate are gazonul ăsta. Nu vreau să mă pomenesc cu un gazon care, după cum se plângeau jucătorii la Dinamo, că gazonul pe Național Arena e foarte, foarte prost. Nu? Păi dacă este să cheltui atâția bani, apoi gazonul trebuie să fie mai bun ca un confort persan. Dar indiferent de calitatea gazonului, nu poate să coste atâția bani. Deci un gazon nu poate să coste mai mult de 50-60 de mii de euro, gazonul propriu zis. Hai să spunem 70 de mii, 80 de mii. Pe urmă mai costă montarea și așa mai departe. Nu poate să coste mai mult. Când au 250 de mii, nu știu cine comandă, cum comandă, ce se întâmplă. Referitor la meciul cu Mediașul, ne așteptăm la schimbări în primul 11? Nu foarte multe. Nu foarte multe, fiindcă nu are sens. Adică am mers pe mâna unor băieți, cam tot ei vor fi. Sigur că ușor vor reveni și accidentații. Da, nu vor fi schimbări multe. E clar lucrul ăsta.
Care este situația lui Colice? L-a fost accidentat mai mult? A fost unul dintre golgheteri echipei și l-așteaptă toată lumea? Da, l-așteaptă toată lumea și noi l-așteptăm. A început cu echipa de câteva zile, însă mai are nevoie de o perioadă pentru... Să sperăm că este bine în continuare la antrenamente. Avem un meci de cupă, poate o să intre în cupă. Nu știu, poate mă voi baza pe serviciile lui și la meciul la media, să fie în lot. Mai puțin probabil, dar se depinde foarte mult de antrenamentul de seară, de mâine. Deci el e în regulă acum, dar are nevoie să fie pus la punct fizic. A stat foarte, foarte mult, o perioadă foarte lungă și nici nu putem să riscăm să-l băgăm direct la un joc. Are nevoie de să joace meciuri mai ușoare, de antrenament și așa mai departe. Apropo de Gazov, ar conveni să se joace meciul cu Reșița din cupă aici? Că tot am vorbit foarte mult despre... Și da, nu știu, cluburile am înțeles că au corespondat între ele. Sigur că Reșița, comunitatea orașului, vor să jucăm acolo. Însă nu se poate decât dacă își pun nocturnă. De asemenea, am înțeles că terenul e foarte prost. Adică trebuie să se țină cont și de lucrul ăsta. În sfârșit, meciul se va juca la 18:45. Vom vedea. Din câte am înțeles, la Reșița nu se va juca. Ora meciului nu cred că trebuie să se mai schimbe. S-a anunțat ora asta, asta trebuie să rămână. Unde își doresc? Ei sunt gazdele. Să zic că există opțiune la Timișoara, la Severin, sau, dacă nu, să vin aici în Oblemencu. Vali, mergeți la Victorie, la Mediaș? Normal că mergem la Victorie. La toate meciurile ne gândim să luăm cele 3 puncte. Acum știm foarte bine ce echipa au Mediaș și start de sezon au avut și trebuie să intrăm motivați pe teren cu determinare și să ne impunem jocul. Ați trecut peste înfrângerea cu FCSB-ul. Domnul Pițiurcă spunea că încă vă mai lingeți rănile. Da, dar mai este mult până la finalul sezonului, plus că trebuie să intrăm în play-off și de acolo se va începe bătălia pentru campionat. Dar trebuie să ștergem buretele ce s-a întâmplat cu FCSB și să mergem cu gândul la victorie la Mediaș. Domnule Pițiurcă, următoarele două confruntări în campionat pentru Universitatea Craiova sunt cu două formații care au impresionat în acest debut de campionat și care în precedenta etapă s-au și întâlnit de altfel. Două formații ofensive. Este un moment, hai să spunem, nu ne decumpănă, dar un moment foarte important pentru parcursul echipei, pentru Universitatea Craiova. Deznodământul acestor două confruntări din campionat. Bineînțeles. De fapt, nu numai aceste două partide, începând la meciul cu FCSB și încă 4 jocuri, urmează Iașiul, CFR-ul, sunt foarte importante, foarte importante pentru noi. Iar eu îmi doresc numai și numai victoria. Un meci nul la media și pentru noi ar fi un eșec. N-ar însemna nimic. Adică nu ar fi un punct atât de important. Doresc victoria. Și atât la media și cât și cu viitorul. Deci nu pot spune, domne, sunt două echipe care șansele noastre, nu. Nu se pune problema, eu cred că șansele sunt egale. Chiar un plus, așa zic eu, de partea echipei mele. Locul lăsat liber de Forteș este rezolvat. Adică a venit... Normal că e rezolvat. A revenit Colici și nu numai Colici, și da. Ivan. A venit și Ivan, este și Mihai Roman. Mai sunt și Puști, care joacă și... Sunt speranțele noastre pentru viitor. Deci, sigur că postul e asigurat, altfel nu ar fi plecat foarte. Vali, după meciul cu FCSB, obsesivă este și faza pe care tu ai creat-o pentru mulți dintre suporterii Craiovei, în afara penaltiului la care se face referire, se aduce în discuție și faza frumoasă pe care ai creat-o și pe care, din păcate, nu ai finalizat-o. Încheiat-o rotund. A fost... Lucrezi intens după acea fază? Tu te gândești, te obsedează și pe tine cum îi obsedează pe suporteri? La acea fază, cred că de 10-20 de ori, trebuie să lucrez la finalizare. Atunci a fost pe fracțiune de secundă. A venit, puteam să-i pasez și lui Ivan, dar... N-am mai avut suflu, ce s-a întâmplat? Nu că nu aveam, am avut suflu, trebuia să ridic capul din pământ. Nu am ridicat capul din pământ după acea cursă.
Nu m-am uitat, doar am văzut doar puțin poarta și am încercat să prind colțul lung. Sunt istovitoare antrenamentele domnului Victor Pițurcă. Te întreb pentru că s-a vorbit la un moment dat că sunt 3 antrenamente pe zi. Voi cum simțiți? Am trecut peste acele antrenamente, dar pentru mine au fost bune, pentru că în antrenament am avut acea accidentare și nu m-am pregătit. Acum mă simt mult mai bine și cred că asta se vede și în teren. Se simte că mai e nevoie de timp pentru a funcționa cum trebuie automatismele cu noile achiziții, cu noi voștri colegi care au venit? Normal că ne mai trebuie puțin timp să ne creăm automatismele, cum a spus și dumneavoastră, și să încercăm să facem în teren ceea ce ne cere mister la antrenamente și să ne iasă jocul așa cum ne dorim. Vali, voi simțiți această presiune mare din partea fanilor? Toată lumea se aștepta, a venit Victor Pițurcă, jucăm ca Barcelona. Voi n-ați tras niciun șut pe poartă. Da, dar, cum am spus, ne mai trebuie puțin timp să ne acomodăm cu mister. Este o schimbare radicală și mister ne cere ceva, până acum ne-a cerut altceva. Trebuie să ne mai acorde puțin timp și suporterii și cu siguranță le vom demonstra că acest meci cu FCSB a fost o greșeală. Mister, lumea s-a așteptat la o presiune din start în meciul cu Steaua. A fost tactica aleasă să jucăm pe contraatac cu prima repriză? Nu, din contră, am pregătit jocul ca primele 10-15 minute să jucăm în terenul advers, să facem presiune, dar din păcate socoteala de acasă, știți. Da, așa s-a întâmplat. Discuțiile astea le-am avut cu băieții, le-am spus unde am greșit, nu are sens să vă spun vouă aici discuțiile noastre. Deci noi n-am pregătit jocul să ne apărăm, să jucăm pe contraatac. Asta e exclus. La careva nu se poate întâmpla la lucrul ăsta, însă așa s-au derulat lucrurile în teren. Nu. Așa, de așa manieră ne-am jucat noi șansa. Să înțelegem că presiunea creată de public, ce trebuia să fie pentru FCSB-iști, a fost mai mare pentru jucătorii echipei noastre? Nu cred că a fost presiune, cred că a fost puțină teamă. Puțină teamă, fiindcă ați văzut în prima repriză, mingea practic nu prea a circulat. Ne-am retras mult, fundașii, abuzam de mingi lungi, ceea ce nu am cerut jucătorilor. Deci, cam ăsta a fost scenariul. Ați găsit până la urmă explicația faptului că, iată, nu s-a tras niciun șut pe spațiu porții și ne-am uitat așa în statisticile echipei, de vreo 3-4 ani nu s-a întâmplat acest lucru, cel puțin pe teren propriu. Da, bun, ne-am creat două ocazii, am avut două ocazii mari, că nu am șutat pe poartă, dacă vrei să marchezi gol, primul lucru, le spun la băieți tot timpul, trebuie să te gândești când scapi că trebuie să dai pe poartă, nu? Avem probleme, am spus-o. Și asta se întâmplă la începutul campionatului. Ofensiv, sunt probleme la Craiova. Nu sunt faze derulate normal, corect, cu o circulație bună a mingii, dar și a jucătorilor. Acest lucru e foarte clar. Pentru asta avem de lucru. Pentru asta avem de lucru. V-am întrebat la primele două conferințe de presă despre sistemul pe care l-ați prefera și veți alege. Și mereu ne-ați spus de acel pat, sau cel despre care și noi credeam. 4-4-2 sau 4-1-4-1 sau 4-2-3-1. Ați jucat însă 4-3-3. De ce? Ați ales să continuați ceea ce s-a început de la startul sezonului, fiind mai simplu pentru jucători, sau ați vrut să surprindeți? Nu, ce să surprindem? Adversar. În momentul când joci și în același sistem nu poți să surprinzi pe nimeni. Și să știți că toată lumea știa cum joacă Victor Pițurcă. Da, nu contează sistemul, fiindcă în timpul meciului se întâmplă să joci nu știu câte sisteme. Dar să fie inițial, și jucătorii adecvați pentru inițial, acel. Eu am vrut să joc cu doi atacanți. Însă defensiv stăteam foarte, foarte rău. Aduceți-vă aminte meciul cu Astra. Deci la meciul cu Astra adversarii au venit mai tot timpul liber pe fundașii centrali. Am avut o problemă. Nu? Și dat fiind faptul că și FCSB-ul joacă într-un sistem și are jucători buni, jucători care schimbă locurile între ei, gen Coman,
trebuie să ai o siguranță la mijlocul terenului. În sfârșit, noi am avut din punct de vedere defensiv, cu excepția două, trei momente, care au fost momente simple pe care noi le-am făcut complicate, FCSB-ul n-a contat. Și din minutul 60 chiar n-a mai contat deloc. Adică chiar eu mă așteptam să și marcăm. Asta l-am băgat și pe Roman. Dar, iată, fotbalul nu e matematică. Am primit acel gol, mingea fiind în posesia noastră, în 89, și nu prea mai sunt multe lucruri. Dar, în sfârșit, nu mai trebuie să revenim la acel meci. E important ce vom realiza la Mediaș. Pe noi ne interesează meciul la Mediaș acum, în mod special. Și trebuie să pregătim acest meci foarte bine. O întâlnire cu Edi Iordănescu, care cel puțin care surprinde în acest moment în Liga 1 cu acest joc ultra-ofensiv. Da, nu știu dacă e un joc ultra-ofensiv. Are niște... Asta și vorbeam cu băieții. Chiar dacă echipa nu scrie și creează ocazii. Dispune niște în față, bun, cu o coordonare bună, cu o tehnică bună și dacă nu ești atent și nu faci treaba așa cum trebuie, ai probleme. Și cu Mediaș. V-ați propus un anume număr de puncte până se va termina acest sezon de toamnă-iarnă? Nu. Pentru mine e important meciul care urmează acum. Nu mai facem socotel de genul ăsta. Nu poți să prevezi ce se va întâmpla peste 3 etape, 4 etape. Pe noi ne interesează meciul cu Mediaș. Pe urmă, meciul de cupă și așa mai departe. În această perioadă, sperați să mai găsiți a doua variantă de Under 21. Spuneați săptămâna trecută că aveți foarte mulți copii în ogradă, vreți să-i urmăriți, da. Dar ținând cont că ați făcut schimbarea după minutul 18, probabil ați fost nemulțumit. Nu, n-am fost nemulțumit. Nu uitați că Nițu este pentru prima dată când intră într-un meci oficial din prima ligă și cu atmosfera care era în tribună. Deci nu pot să spun că a reacționat negativ. L-a fost în regulă. Bun, alta e calitatea lui. Poate face mult mai mult, dar să sper că în continuare, dacă va intra din nou, va aborda jocul de altă manieră, cu mai multă personalitate, fiindcă încă o dată are calitate. Vis-a-vis de alt jucător, da, mai sunt jucători, am mers ieri la antrenament la echipa a doua să iau și eu un prim contact cu ei. Trebuie să-i mai văd la meciurile amicale, să-i mai chem la mine aici în cantonament, să văd cum reacționează cu echipa mare. Deci, vom vedea. Ce cadou i-ați făcut lui Nicușor Bancu? Ușor Banco a primit un cadou, un tor mare și atât. Se odihnește și vine la al doilea antrenament. Asta îi uram distracție plăcută acum la masă și cine a pisit distracție? Că vin la al doilea antrenament. Asta e distracție, al doilea antrenament. A început deja antrenamentele cu echipa? Nu. Face separat. El cu Ioniță. Colici face cu echipa. I-ați dat și dumneavoastră cu tor pe față? Nu i-am dat. El trebuie să facă cadou la băieți acum, pizza, ce fac ei de obicei. Vali, voi ce cadou îi faceți Nicușor Bancu? Sperăm să-i facem un cadou frumos vineri seara, o victorie. La scor? Nu contează la scor, victorie să fie. Domnul Pițur, că ați auzit că Hagi vrea să vândă viitorul. E bine, rău pentru fotbalul românesc? Știu, e problema lui Gică Hagi, el știe cel mai bine ce are de făcut. Da, eu nu cred că se va întâmpla acest lucru. Poate vin niște magnați și îi dau bani foarte mulți. Adică o ofertă de nerefuzat. Se poate și se poate întâmpla și lucrul ăsta. Dar nu cred. Și că va rămâne cu 40% din acțiuni și vor veni... Nu înseamnă că va vinde tot clubul. 60% va vinde. Păi da, 60%, dar părerea mea că cei care vor veni vor merge tot pe mâna lui. Adică dacă vin și cumpără 60% și Gica are 40%, nu cred că le vor conveni nici cumpărătorilor, nici lui Gica Hagi să se ducă clubul de râpă.
cu siguranță că el se va ocupa în continuare de club. Mai pregătiți vreun transfer spectaculos pentru Universitatea Craiova? Păi acum știți că e închisă perioada, numai jucătorii liberi de contract și nu cred că un jucător liber de contract ar fi un transfer așa formidabil. Nu, acum analizăm pentru iarnă. Contează foarte mult și băieții cum reacționează, nu? Da, sigur că suntem în căutare. Orice club din lumea asta, și Barcelona, și Real Madrid, e în căutare de jucători buni, valoroși, care să-i transfere. Și noi, dacă vom avea posibilitatea, cu siguranță se va întâmpla lucrul ăsta. După prima zi de Champions League, v-ați făcut o părere? Vedeți Barcelona jucând finala? Pe cine... Cine v-ați dorit noastră să joace finala în această... Nu, mi-am făcut o părere și le-am și spus-o băieților. Unii, majoritatea s-au uitat la meciul și le-am spus ce înseamnă un meci de Champions League și jucat de echipe mari. Adică s-a jucat cu într-un ritm drăcesc. Incredibil. Nu vezi jucător care să aibă momente de statice, momente când nu joacă, absolut toți jucătorii fac cele două faze și asta le explicam băieților că așa trebuie să fim și noi pregătiți să jucăm de aceeași manieră. Așa a câștigat Napoli. Concentrarea lor a fost mult mai mare ca a celor de la Liverpool. Pe urmă, Barcelona, la fel, cât s-a alergat acolo. Toți jucătorii. Deci, ca echipă care va, nu știu, e greu de spus acum, foarte greu de spus. Deocamdată sunt primele meciuri, surprize vor fi. Nu știu cine va câștiga. Dar ce finală vedeți noastră? Na, e prea prematur să spun în momentul ăsta ce final. Adică, chiar dacă eu cred că Barcelona, care mie îmi place cum joacă, va ajunge în finală, nu se va ști niciodată. Nicușor Stanciu a alergat cel mai mult după teren. Da, am văzut cea de-a doua repriză. A făcut un meci foarte, foarte bun. Și, de fapt, echipa a făcut, păcat de ultimele minute. Însă, nu știu dacă știți, echipa mea preferată de când sunt mic e Inter. Și chiar mi-am dorit să egaleze, chiar dacă era Nicușor Stanciu acolo. Însă Slavia a făcut un meci extraordinar. Adică a demonstrat că poate să joace la nivelul ăsta. Și Dortmundul, nu? Dortmundul și Barcelona sunt în grupă cu ei, nu? Parcă așa e. Vor avea meciuri foarte grele cu Slavia. V-ați dori să fiți arbitrat în campionat de Hațegan, așa cum arbitrează în Champions League? Da, bun. Hațegan e un arbitru foarte bun. De obicei, ei când arbitrează în Champions League, au alt stil. Lasă jocul mai liber, cum e normal. La noi, în campionat, cum atingi adversarul, cade în careu, dai penalti. Că vin emisiunile la televizor și vedem emisiunile la televizor că a pus mâna pe adversar, penalti, domnule. Când e un faul clar, cum a fost al nostru, nu s-a mai văzut. Nu, jocul de fotbal e un joc bărbătesc. Ca atare trebuie tratat și în campionatul nostru la fel. Nu. Iar trebuie și noi, la rândul nostru, să venim cu varul, fiindcă, vedeți, în toată lumea, aproape în toate campionate, se folosește. Cred că e momentul și la noi să se folosească. Trebuie să găsească o sursă financiară, fiindcă nu mai e nimic de comentat atunci. Nu mai se supără nimeni. Ce este corect, este corect și cu asta basta. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim. Mulțumim și noi.